Școala de poliție Vasile Lascăr din Câmpina a împlinit astăzi 45 de ani de existență. Momentul a fost marcat de o depunere de coroane și prezentarea unui scurt istoric al instituției. Pentru nerealizările noastre de la un moment dat, pentru faptul că poate uneori am greșit, este și acesta un bun prilej de a ne cere scuze, este și acesta un bun prilej de a ne angaja că pe viitor cei care nu mai suntem foarte tineri, alături de cei care au venit de curând în instituție, să facem în așa fel încât școala să-și păstreze renumele pe care și l-a căpătat în toți acești ani. Așadar, școala se află la această aniversare. Este o școală care are renume, o reputație. Este o sărbătoare de suflet a noastră, celor care am slujit aici, în cazul meu, 30 de ani de întrebări. Asta înseamnă că m-am format și m-am dezvoltat odată cu această instituție de învățământ. La această aniversare a fost prezent și primarul municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, care a dorit să le facă o urare sărbătoriților. Cu această ocazie aș dori să spun la mulți ani, să urez multă sănătate, multe bucurii tuturor celor care fie învață la școala de poliție, fie sunt profesori și care împreună cu conducerea școlii de poliție fac acest așezământ să fie un pilon de bază al municipiului Câmpina. Printre invitații de seamă care au participat la sărbătorirea a 45 de ani de la înființarea Școlii de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina, s-a numărat și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, chestorul de poliție Florea Oprea.